vreau să vă mulțumesc că sunteți aici și să vă promit în numele lui Claudiu și a echipei lui că 9 seara nu vom întârzia. La ora 24 o să se afle fix rezultatele. Mihălceanu 75%, restul 12%. Deci, doar asta am întârziat ca un exercițiu așa pentru a vă pune la încercare. Vreau să spun că sunt foarte bucuros și onorat în același timp că sunt pe această scenă. De obicei, după ce părăseam câte un loc de muncă, nu mai îmi salutam fostul șef. Astăzi sunt aici pentru că vreau să fiu alături de un fost șef care m-a învățat la vârsta lui, mai tânăr decât mine, un lucru pe care l-am și recunoscut pe pagina mea de Facebook. Că avea modestie, onoare și demnitate este o calitate pe care pot să o înveți de la un om mai tânăr. Și pentru asta eu îi mulțumesc lui Claudiu, voi puteți să-i mulțumiți după 9 iunie, când va continua, așa cum scrie pe acest ecran, ceea ce a început. Astăzi suntem aici pentru că suntem pentru echipa lui Claudiu, pentru Claudiu și pentru ce a făcut pentru Giarmata. În primul rând aș vrea cu respect să-i salutăm pe invitații lui Claudiu, cei care la nivel județean și la nivel național îl susțin pe Claudiu Mihălceanu și să le mulțumim pentru că sunt alături de el. Pentru că lucrurile trebuie să meargă într-un trend așa cum a început să funcționeze această comunitate acum 4 ani de zile. O să închei scurtul meu speech cu o întâmplare reală care spune așa, că copilul mic și omul care este din birt spune adevărul. Sorina mi-a spus un lucru extraordinar. A fost întrebată de băiețelul ei de ce Claudiu este pe un banner. Pentru că și Sorina a răspuns, pentru că Claudiu vrea să fie primar. Iar el a răspuns simplu, dar Claudiu e primar. Dacă așa stau lucrurile, nu putem decât să ne bucurăm că cei care sunteți astăzi în sală alături de el și alături de noi, puteți să fiți convinși că omul acesta nu a dezamăgit comunitatea în anii care au trecut, nu va face cu atât mai puțin de acum încolo, pentru că se spune în politică, eu prin natura meseriei am făcut ceva campanii electorale unor oameni politici, se spune în politică că dacă primul mandat îl iei pentru că te iubesc femeile dacă ești frumos, al doilea mandat îl iei pentru că ești bun. Și Claudiu sigur va demonstra că este un om care a făcut ceea ce trebuie să facă pentru această comunitate. Nu este singur Claudiu Mihălceanu în această dimineață. Și este alături de niște oameni minunați pe care o să-i prezentăm, de fapt o să-i prezinte el, pentru că mai bine decât el nu-i cunoaște nimeni. Și lucru pentru care încă o dată îi mulțumesc. În momentul în care un vicepreședinte de Consiliul Județean m-a invitat în biroul lui și mi-a spus că dacă nu vreau să intru în marea familie a trandafirilor, nu o să iau concursul de manager la Teatrul Ișițean. Tatăl meu fiind inginer horticol, m-a învățat că trandafirii tăiați sunt morți. Și am răspuns și lui la fel. Am luat 6,98 la evaluare, 7 trebuia. Și de asta am ajuns aici, la Giarmata, și Claudiu mi-a demonstrat că este un om de calitate care nu ține cont de coloratura politică, ține cont doar de valoarea umană. Și de asta echipa care astăzi este lângă el demonstrează, dacă mai e nevoie încă o dată, că această primărie trebuie condus de un om care este modest, cu viziune, dar mai ales hotărât, să nu mai lase un trecut, care a umbrit mulți ani această societate românească prin niște, așa ziși, oameni politici, care să înțeleagă că această comunitate trebuie să meargă mai departe, cu un om care știe ce trebuie să facă pentru ea. Și acesta nu poate fi decât primarul vostru și prietenul meu, Claudiu Mihălceanu. Doamna pe care o să-i invit alături de mine are câteva caracteristici, eu nu voi spune decât câteva dintre ele, dar cu siguranță voi și cei care iubesc folclorul bănățean și național îl cunosc. Blândeța glasului său îi dă o stare de bine, de liniște, de împăcare. Cum în ziua de azi găsești tot mai rar. Și atunci când cântă și atunci când vorbește, acest om ne duce într-o lume, cea a cunoașterii și a măreției folclorului. Lumea noastră, a generației noastre, cu oameni care au creat pe o scară valorică repere sănătoase și care au format generații de artiști. Cu bucurie și cu respect o invit alături de mine pe Maria Petrescu, un om care cu siguranță spune ceva prin personalitatea, prin cariera și notorietatea domniei sale. Mă simt onorată să fac parte dintre oamenii care vă sunt alături și în care vi-ați pus încredere mare. Am să vă pun la suflet, dragii mei, câteva fraze, pentru că nu vreau să mă lungesc, deși aș vrea să spun tare multe. Am să vă pun la suflet doar câteva fraze prin care aș vrea să îl descriu, să-l creionez prin vorbe pe primarul nostru, Claudiu Mihălceanu. În primul și în primul rând aș vrea să precizez faptul că fără de Dumnezeu nu se poate face nimic în viață. Și asta o știm toți. Inclusiv acest lucru îl știe și Claudiu Mihălceanu, primarul nostru. Este un om credincios, face parte dintr-o familie credincioasă, dăruită cu suflet lui Dumnezeu, ajutând necondiționat, dacă a fost nevoie să ajute Sfânta Biserică, ajutând necondiționat că au fost copii necăjiți, că au fost oameni fără ajutoare. Dumnealui le-a dăruit la fiecare cât a putut. Evident că nu putea să dea de la Dumnealui de acasă. Cu ocazia aceasta vreau să le mulțumesc și domnilor consilieri, pentru că totul s-a conlucrat împreună cu domnii consilieri. Le mulțumesc și pentru ajutorul. Am venit în straie populare, pentru că asta mă reprezintă cel mai bine. Anul acesta fac 50 de ani de activitate de slujire a folclorului românesc, așa cum am știut eu cel mai bine. Apreciată, da, poate unii știu, unii nu. Nu e nicio problemă. Eu afirm ce posed și le mulțumesc tuturor celor care ascultă cântecul meu. Este un om tânăr, cu un extrem de mare potențial intelectual. Poate să conducă cu ușurință, știu că nu e ușor, dar poate pentru că este tânăr și pentru că e susținut de câțiva oameni, de o mână de oameni acolo în primărie, care îl ajută. Să le dea Dumnezeu sănătate. Mai am o frază să o spun și vreau să închei lăsând loc liber celor care mai sunt invitați la în această seară. Aș vrea să vă mulțumesc, domnule primar, și pentru ajutorul ansamblului Sânziene Bănățene. Ați preluat ansamblu chiar în vogă. L-ați dus mai sus, ați bucurat copiii ca în fiecare an să participe la o excursie, la un festival în străinătate, de unde s-au întors cu lauri. Să fiți mândru, domnul primar, de ce aveți în comuna dumneavoastră și niciodată să nu dați la o parte, așa cum n-ați făcut-o nici până acum, să dați la o parte cultura și mai ales credința. Eu vă mulțumesc mult și vă doresc o seară frumoasă și Dumnezeu cu noi. Doamne ajută! Mulțumim, doamna Maria Petrescu, pentru frumoasele vorbe și pentru susținerea necondiționată față de actualul limb al comunității noastre și ca să fiu în asentimentul domniei sale, tocmai vă spun că domnul Mihălceanu a primit o invitație de curând ca ansamblul Sânziene Bănățene să participe la unul dintre cele mai de notoritate festivaluri din țara, Chimbica, care va avea loc la Obreja și la Cansepe și luna mai. Așadar, mi s-a confirmat că și de această dată ansamblu are susținerea primăriei. Deci, doamnă Petrescu, folclorul aici la Giarmata rămâne pe mâini bune. Mă bucur că am putut face eu, să-l invit pe Vera și pe minunații ei copii, ca să reprezinte Timișul la acest festival de notorietate din Panatul de Munte, într-un festival pe care mă bucur că l-am readus la adevărata lui valoare. Mergem mai departe și o să vă spun așa, eu astăzi nu l-am recunoscut, dar tot ceea ce a făcut el pentru această comunitate este de recunoscut și de aplaudat. Este un om pe care l-am cunoscut acum un an jumătate, când împreună cu Claudiu, chiar la propriu, aranjam acest cămin și cu în comună de oameni inimoși. Și din ziua în care l-am cunoscut, am înțeles că omul ăsta a binecuvântat această comunitate. Obiecte de activitate, Giarmata Mișcare și Kids Club, da, Giarmata, două mari evenimente și două mari asociații și două mari fundații care adună în jurul lui sute de tineri și au reinventat ce înseamnă într-o comunitate, în primul rând, bunătatea, respectul și educația. Îl invit alături de mine pe cel pe care nu l-a recunoscut, dar faptele lui confirmă că e același, Flavius Sroga. Mulțumesc, eu sunt. Bună seara! Sunt reprezentanta Asociației LOX. Noi organizăm un club de copii de vreo 4 ani de zile aici în Giarmata și îl facem ca voluntari, fără o susținere financiară, fără salarii. Ne întâlnim săptămâna de săptămână cu cel puțin 20 de copii și suntem foarte onorați de deschiderea pe care Primăria Giarmata și dincolo de numele ăsta mare, în spate se află Claudiu, ne-a oferit-o încă de la început. Ne întâlnim într-o sală aici, poate ați văzut că avem acolo, scrie Kids Club Giarmata, ne întâlnim săptămână de săptămână cu copii din comună și învățăm lucruri de dezvoltare personală, de terapie prin artă, ecologie și multe lucruri faine pe care le dăruim generații tinere. Pe lângă acest proiect, care a fost de la început gândit să fie pentru comunitate, am pornit în urmă tot cu 3 ani de zile, 4 ani de zile, acest eveniment sportiv numit Giarmata Mișcare. Probabil că ați aflat din ce în ce mai mult despre acest eveniment de calitate, sportiv, de mișcare, dar mai ales de calitate și de susținerea comunității. Am reușit în primul an să strângem atunci, și văd aici pe tatălui Kiki, el știe bine povestea noastră în remorcă și toată distracția pe care am avut-o pornind acest eveniment, am reușit să strângem atunci 10.000 de euro pentru un băiețel, pentru operația unui băiețel cu dizabilități. Și în fiecare an ne adunăm, să alergăm, să ne mișcăm, dar cel mai important să strângem fonduri pentru proiecte din comunitate. Ce poate nu știe multă lume și nici nu spunem foarte des, este că Giarmata Mișcare s-a născut în curte la Corina de la Milu, împreună cu Claudiu Mihălceanu și împreună cu Sorin de la școală. Ne-am adunat atunci 4 oameni și am spus cum putem noi să facem ceva grozav pentru un băiețel care are nevoie de suportul localnicilor din Giarmata. Și am pus atunci bazele acestui eveniment, care între timp a crescut, iar anul acesta vă așteptăm pe 2 iunie să alergați împreună cu noi, cei care nu alergați prea mult, avem și trotinete, biciclete. Pentru cei care nu vă place foarte mult mișcarea, avem și ceaun, așa că vă puteți bucura împreună cu noi. Dar cel mai important este să ne bucurăm de o comunitate care vibrează la ideea de a ajuta pe alții. Și pentru asta, Claudiu, îți mulțumesc pentru susținerea ta și nu doar pentru susținerea instituțională și faptul că ne dai semnătura să facem acest eveniment și vine poliția locală și folosim sala de sport și toate cele, ci și pentru că alergi pentru o cauză socială. Și anul acesta, Claudiu e unul din ambasadorii care încearcă să strângă bani pentru copiii cu dizabilități sau cu sindrom Down din comunitate. Și cred că nu e nimic mai frumos decât să venim împreună și să-i ajutăm pe cei din jurul nostru. Și pentru asta apreciez foarte mult. Apreciez echipa pe care Claudiu a făcut-o la primărie și probabil că mulți dintre noi care ne mergem pe acolo și cu alte probleme simțim diferența care s-a întâmplat și transparența pe care oamenii din aparatul birocratic o au față de nevoile noastre și din nou apreciem acest lucru. Și în ultimul rând vă vorbesc ca și persoană care în urmă cu 6 ani s-a mutat în Giarmata, și-a dus familia aici și 3 copii în Cartierul Primăverii, ca unul care lucrez cu birocrație, fonduri europene și tot ce înseamnă legislație și procese birocratice, înțeleg că minuni în a asfalta și a duce canalizare și a face tot nu se prea întâmplă într-un oraș și că toate cer timp și trebuie răbdare. Dar cred că dincolo de lucrurile care se întâmplă în cartierul nostru, care a crescut foarte mult, Cu toții suntem încântați de flexibilitatea și mai ales disponibilitatea pe care Claudiu o arată. Ne avem un grup de WhatsApp acolo și se întâmplă multe drame, de multe ori nu se întâmplă pe grupurile de WhatsApp. Pe Dana umflă râsul, știa la ce mă refer. Dar cred că lucrul cel mai de apreciat pe care Claudiu îl arată e că de fiecare dată el răspunde la întrebările pe care mulți oameni le au, sau obiecții, sau tot felul de discuții și o face după 4 ani de zile de când e primar. Poate n-ar trebui să o mai facă, poate ar putea să dea sarcina asta altcuiva, dar deschiderea pe care îl arată pentru oamenii din cartier, pentru mine e foarte importantă și pentru asta, Claudiu, îți mulțumesc. Nu e ușor pe la ora 11-12 să mai primești un mesaj și să mai răspunzi și acolo că s-a stricat becul și că trebuie să trimiți o echipă să intervină. Apreciez foarte mult deschiderea pe care, din nou, primăria o are și Claudiu din fotoliul de primar, dar și din fotoliul de tânăr, dar nu doar de tânăr, ci de om profesionist și împreună cu echipa lui, cu Alex, cu toți ceilalți au pentru proiectele comunitare din Giarmata. Sunt onorat să fac parte din această comunitate care, iată, ne susține de la probabil cel mai înalt nivel și cred că lucrurile trebuie să continue în acest fel. Claudiu, îți mulțumim pentru ceea ce ai făcut pentru comuna noastră și dorim succes în acest parcurs de mai departe și ne așteptăm la vești grozave și pe 9 iunie. Și până la 9 iunie vă așteptăm pe 2 iunie să alergați împreună cu noi și împreună cu Claudiu și cu Alex. Nu Alex și Alex o să alerge cu noi, bineînțeles. Vă așteptăm la Giarmata Mișcare, unde votăm bunătatea, votăm implicarea comunitară și, de ce nu, purtarea de grijă pentru ceilalți. Vă mulțumesc frumos! Îți mulțumim și pe Claudiu pentru tot ce a făcut și pentru ceea ce vei face împreună cu Claudiu și echipa lui. Și dacă mai are nevoie de o confirmare a valorii și a devotamentului cu care Claudiu Mihălceanu a înțeles că trebuie să conducă această comunitate, tocmai în sala a apărut și domnul Vasile Blaga, pe care îl salutăm și mulțumim că este alături de Claudiu Mihălceanu. Despre următorul om o să vă spun că l-am cunoscut tot datorită lui Claudiu și atunci când l-am cunoscut, am înțeles că tot ceea ce face Claudiu în această comunitate o face cu o strategie. Adoptarea educației din comuna noastră, în toate formele ei, atât la școală, cât și după finalizarea cursurilor. Iar asta, pentru doi oameni de bună credință, reprezintă un alt, pune bazele unui parteneriat serios de lungă durată. Pot să vă spun pe scurt că bugetul școlii gimnaziale Giarmata nu a fost niciodată atât de mare precum cel din ultimii ani și sunt foarte mândru și recunoscător pentru asta. Sunt convins că Claudiu va continua să sprijine necondiționat proiectele care aduc valoare educației din comunitatea noastră. Iar pentru mine, orice om care are în centru viziunii sale educația și dragostea pentru copii și pentru tineret, reprezintă un partener de cursă lungă. Mult succes, Claudiu! Așa este. Mult succes, Claudiu, și chiar prin prezența voastră se demonstrează încă o dată că acest om a reușit să convingă prin fapte, nu prin vorbe, Giarmata și Cernătea sunt pe drumul cel bun. Vorbeam de oameni de valoare care s-au alăturat lui Claudiu și continuăm cu oameni care sunt alături de acest om, care în echipă cu echipa de la consilierii domniei sale vor duce mai departe tot ceea ce s-a făcut exemplar în Giarmata. Este deputat PNL, este tânăr, energic, dovadă că tinerii au loc în politica de succes din România. Și spune doar că face parte din Comisia pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului. O să vă spun un lucru cu care nu sunteți obișnuiți, pentru că ați văzut foarte mulți senatori care dorm în Parlamentul sau în Senatul României. Ei bine, acest deputat are peste 102 de proiecte legislative, din care 38 au fost promulgate în legi. Ăsta este viitorul politicii din România. Îl invit alături de mine, știind că este necondiționat alături de Claudiu Mihălceanu, pe Cosmin Șandrău, deputat PNL. Domnule deputat, vă mulțumesc. Bună seara, Giarmata. Mă bucur mult să mă aflu aici. Claudiu, prietene, îți mulțumesc pentru invitație. Salut prezența domnului președinte Blaga, colegului Marilen Tirtea, colegilor primari din zona periurbană și a voastră a tuturor celor de aici. Am mulți prieteni în sală, mă uit la Alex, la Brăd, la Adi, chiar mă bucur să fiu între voi. Pe Claudiu îl cunosc de mult timp dinainte de a fi primarul localității și știu că încă de pe atunci își punea toată energia și tot sufletul pentru dezvoltarea Giarmatei și a continuat să o facă și după ce a ajuns primar. Deseori m-am întâlnit cu el pe aeroport, încărcat de documente pentru a aduce bani în Giarmata și pentru a debloca proiectele. M-am întâlnit cu el mai des decât cu parlamentari de la PSD sau USR, care nu prea merg la lucru. Astăzi, când vin din nou, nu știu câte oară în Giarmata și vin cu bucurie de fiecare dată, am o bucurie în plus. Nu văd niciun PSD-ist în sală. Și vă felicit, Claudiu, pe tine și întreaga echipă, că nu vi-ați dat sufletul și n-ați acceptat o alianță toxică cu PSD-ul. Și știu și de ce ați făcut-o. Pentru că îi veți bate ca pe hoții de cai în 9 iunie. Sunt convins de asta. Vin de mult în Giarmata, de pe perioada în care PSD-istul Bunescu era primar, și știu, ca și noi toți, că era o localitate subdezvoltată față de nivelul la care merita să fie. Iar o vedem cu toții și acum, de când a venit Claudiu, s-a schimbat total. Și asta cred că este cartea voastră de vizită în aceste alegeri, faptele voastre și tot ce ați realizat. Dar nu doar Claudiu a realizat chestiile acestea. Mă uit aici și la Ionuț Stănișoiu, primarul Ghirodei, la Florin Bucur, primarul Moșniței, la Dan Vârdonsu, primarul Girocului. Toți au dezvoltat comunitățile, au adus bani, au ridicat nivelul de trai, fapte pe care le vedeți în fiecare zi. În schimb, în partea cealaltă, când mă uit la primării conduse de PSD, din păcate vedem incompetență, corupție și lipsă de performanță. Așadar, pentru mine lucrurile sunt simple. Claudiu primar și toată echipa de consilieri pentru Consiliul Local Giarmata. Și sunt convins că vei câștiga fără emoții acest mandat, iar împreună cu o majoritate confortabilă în Consiliul Local veți duce Giarmata la un alt nivel. Mult succes spre victorie! Mulțumim, Cosmin Șandrău, un om care, așa cum am spus, în Parlamentul României a făcut și a făcut prezența mai mult decât 20 de deputați PSD. Îi mulțumim că este alături de Claudiu și pentru că vorbim de oameni de valoare care s-au alăturat lui Claudiu și care îl susțin în acest demers de a continua acest trend în care Giarmata și Cervedează a pornit. O să îl invit alături de mine pe un om cu o personalitate deosebită. Este rectorul Universității de Vest din Timișoara, vicepreședinte a Consiliului Național a Rectorilor din România, membru biroului Comitetul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior. Acesta fiind doar câteva din funcțiile pe care domnia sa le deține. Este deputat PNL în Parlamentul României, Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, susținători ai lui Claudiu Mihălceanu, îl invit alături de mine pe domnul Marilen Tirtea. Cu siguranță suntem toți aici împreună să susține pe Claudiu. Cu convingere, pentru că merită. Când am intrat în sală se vorbea despre sport și era un apel la mișcare, la sport, un lucru familiarizat cu mulți din această sală, dar în principal cu Claudiu. Sportul este mult mai mult decât o mișcare fizică, decât transpirație și decât energie. Este vorba de a ști să lucrezi în echipă, de a sprijini partenerul, de a fi umăr la umăr cu el, de fair play, de ambiție, de muncă, de voință, lucruri care, dincolo de sport, tranșed în viața de zi cu zi și își pun amprenta asupra societății. Eu cred că Claudiu a făcut acest lucru și cred că este revelația de primar din ultimii 4 ani. Pentru că ascensiunea Giarmatei este una fără precedent, într-un termen foarte scurt, una de anvergură cu foarte multe proiecte în derulare. Și în sport se spune, ai câștigat continuu, nu ai câștigat continuu. Claudiu a câștigat și va continua acest demers în care va face lucruri extraordinare pentru Giarmata. O localitate în proximitatea autostrăzii, o localitate care înflorește și, dincolo de ce spunea Cosmin, uitându-mă la colegii primari tineri, imperiul urban Timișoarei, dincolo de prietenia și bunele practici și schimbul de experiență care se realizează între primarii PNL, cred că este și un tip de competiție între aceștia, care se dezvolte mai mult. Și sunt primari care au un anumit tip de experiență, dar dincolo de toate acestea, din această competiție și prietenie, dumneavoastră și întregile comunități veți avea de câștigat. Iar modul în care colegii mei performează, cu siguranță, va aduce în plus nouă tuturor și Partidului Național Liberal. Pentru că Partidul Național Liberal nu neapărat prin politică s-a remarcat atât de mult și prin modul în care face politică, ci prin modul în care face administrație. Administrație pentru cetățeni, administrație pentru oameni, administrație pentru dumneavoastră. Mult succes, Claudiu, și sunt convins că multe mandate de aici încolo vei face lucruri extraordinare pentru această frumoasă localitate. Mulțumim, domnule doctor, și în numele echipei lui Claudiu vă mulțumim că în această după-amiază însorită aici în Giarmata sunteți alături de câștigătorul încă a unui mandat și de ce nu 3-4, pentru că această continuare pe care Claudiu cu echipa lui și-a propus-o nu poate decât să aducă prosperitatea acestei comunități. Conducând o instituție de cultură din județ, mi s-a spus de curând de către un primar PSD, nu o să-i spun numele, domnule, eu unul Timiș care mă enervează naibii de tare pentru că este foarte bun. Nu a fost primar de la început, dar a ajuns primar datorită unui context și este extraordinar ce face omul ăsta și chiar ne ciudă pe el. Noi nu ne ciudăm, noi ne bucurăm că este prieten cu Claudiu Mihălceanu și o să spun că este viceprimar cu atribuții de primar în comuna Giroc, de profesie medic-veterinar, un om cald, blând, care arată prin tot ceea ce face că iubește oamenii, la fel cum profesia pe care și-a ales-o a fost să vindece necuvântată. Îl invit alături de mine, pe Dan Vârdonsu, viceprimarul de primar de la Giroc, omul care stârnește invidie în care să dorim pentru că e foarte bun. O să vă spun după întâlnire și cine e primarul la care vă urăște, dar e bine că vă urăște, înseamnă că sunteți foarte bun. Da, mulțumesc pentru prezentare. Dragi cetățenii ai Comunei Giarmata, ne aflăm astăzi în fața unei mari provocări. Alegerile care urmează să vină, alegeri pe care sunt sigur că prietenul și colegul meu, Claudiu, le va trece cu bine. Și ceea ce mă bucură foarte mult, că alături de colegii mei, primarii tineri din periul urban, din zona metropolitană, suntem o forță, suntem tineri, suntem adevărați lideri. Acum știu că e un pic laudă de ține, dar să știți că nu e ușor să conduci o localitate periurbană unde nevoile și necesitățile care sunt exact ca și în urban și la noastră în comună se mută cetățeni din urban și își doresc aceleași condiții. Își doresc condițiile din oraș și nu este ușor să le oferim. Plus creșterea demografică, e clar că și în Giarmata s-au mutat foarte mulți. Probabil că le place, că alt motiv nu ar avea. Și cum am spus, sunt foarte mândru că alături de colegii mei poate există o competiție, dar nu neapărat, mai mult o colaborare. Pentru că e mare lucru să ai pe cine să suni în momentul când întâmpini o problemă și sunt sigur că fiecare dintre noi a întâmpinat astfel de probleme. Mă bucur foarte mult că primarul dumneavoastră este implicat în foarte multe activități și sportive și culturale. Sunt sigur că va continua, că ăsta e sloganul, un slogan foarte bun. Și mai vreau să vă spun ceva despre Claudiu. Pe lângă profesionalismul desăvârșit, care cred că se vede când intrăm în Giarmata și când ne plimbăm prin Giarmata, este și un om bun și asta se vede pe chipul lui. Și e mare lucru ca dumneavoastră să aveți nu numai un lider, ci și un partener de discuții în diferitele probleme care pot apărea zi de zi. Claudiu, îți doresc mult succes și sunt sigur că vei învinge așa cum trebuie. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnul primar. Și uitându-mă cum în căminul de Giarmata, atunci când am pășit tot împreună cu Claudiu, când mi l-a predat, eu cu Părintele totodată dintre lui, timp de un an de zile de acest cămin, am zis, acest cămin e mare. Văzând că de lume acum, îmi dau seama că e la fel de mare, dar noastră sunteți și mai mulți, cei care îl susțineți pe Claudiu și asta este extraordinar. Vorbim de oameni de valoare care sunt alături de Claudiu în această după-amiază, insolită aici la Giarmata, și să spun că primarul Comunei Moșnița este de 2 mandate omul care a adunat cele mai multe fonduri europene, așa cum o poate confirma, argumentat în cele 2 mandate. Este alături de Claudiu Mihălceanu pentru că a înțeles că doar oameni cu verticalitate, oameni cu viziune, ca și Claudiu, pot fi alături de oameni de valoare lor. Invit alături de mine pe primarul Comunei Moșnița, domnul Florin Bucur. Bună seara, vă spun și mulțumesc pentru frumoasa prezentare. Domnule președintele, stimați colegi, doamnelor, domnilor care sunteți astăzi prezenți în această frumoasă sală, care reflectă frumusețea care există în comunitatea dumneavoastră și că auzeam de frumusețe, dacă primul mandat care l-ai câștigat a fost prin frumusețe, că se vede că ești un om frumos, am văzut după că ai o echipă frumoasă și asta reflectă tot o realitate a ta, că un om frumos adună lângă el o echipă frumoasă și mai mult decât atât, văd în sală exact ceea ce reflectă o comunitate. Sunteți oameni frumoși cu toții și aveți un om alături de dumneavoastră care este și frumos și bun, pentru al 2-lea mandat, ca așa spuneați, da? Frumos, bun, și va veni al 3-lea când va veni cu frumusețe, bunătate, cu experiență multă. Eu știu foarte clar, să fii campion, trebuie să ai timp. Dar ca să fii campion, trebuie să depui multe eforturi pe care tu le-ai făcut, să avem competiție între noi pe care noi știm, cei din periurban, că o avem, dar este constructivă și într-adevăr, ne sfătuim foarte mult. Ne întâlnim destul de des să împărtășim din experiențele pe care le avem și atunci când putem ne și ajutăm. Claudiu, te știu de multă vreme, am avut ocazia să discutăm foarte multe lucruri. Ai dovedit în toată această perioadă că comunitățile tale, Giarmata și cel de azi, au fost o prioritate pentru tine. Menține-o tot așa, sunt sigur că vei câștiga, îți voi fi alături atât cât pot eu și sunt sigur că vom păstra aceeași legătură în continuare pentru a rămâne în continuare campioni. Mulțumim, domnule primar. Am deosebită onoare să o fac din nou. Am făcut-o acum 20 de ani, în vremuri în care eram prigoniți prin localitățile din Caraseverin. Am avut onoarea să fiu de 2 ori șef de campanie a domnului Sorin Frunză Verde și la una dintre campaniile electorale, domnia sa mi-a spus așa: Dănuț, dacă cumva iese greșit în această campanie electorală, ai încurcat-o, te poți muta din Caraseverin. De ce? Pentru că vine să verifice dacă totul e în regulă și noi suntem învingători, Vasile Blaga. Nu l-am înțeles, acum îl înțeleg, pentru că atunci când l-am prezentat, în jurul domniei sale, s-a făcut roi de oameni. Venise împreună cu Dragan Băsescu și toată lumea vrea să-l vadă pe Vasile Blaga. Pentru că de departe a rămas, este și va rămâne cel mai mare strateg pe care l-a avut politica din România. Este, nu are rost să vă enumăr câte funcții deține și a deținut și a domnia sa, vă spun doar atât. Atunci când îl ai pe Vasile Blaga lângă tine, e sigur că știi ce trebuie să faci în politica din România. Oameni buni, alături de Claudiu Mihălceanu, un titan al politicii românești, Vasile Blaga! Mulțumesc la acea prezentare, ce să mai spun. În primul rând, mă bucur că stăm împreună în după maiaza asta, în seara asta. Și a fost o disciplină pentru organizația din Timiș a noastră, a PNL-ului. La 11 am fost împreună cu domnul profesor Robu și a depus candidatura și sunt convins că va fi cea câștigătoare pentru primăria Timișoarei. Pentru că, indiferent cu cine s-a aliat mai nou Fritz, tot n-a făcut nimic și tot Robu va fi din nou primar Timișoarei. Apoi am fost împreună cu colegii, o mare parte sunt aici și vor veni la depunerea candidaturilor pentru Consiliul Județean. Și acum vin din Săcălați, unde un alt coleg al nostru, cred că de data asta va câștiga primăria și nu neapărat pentru data trecută a pierdut-o la 80 de voturi, dar și pentru că l-am văzut extrem de determinat pe voi, pe Cosmin, și cred că, într-adevăr, o să câștigăm la Săcălați. Ce este sigur, în schimb, este că vom câștiga aici, la Giarmata. Chiar dacă bătălia, eu nu cred că o bătălie este câștigată dinainte, chiar dacă meritele candidatului nostru, al lui Claudiu, sunt incontestabile, eu am învățat că atunci ai câștigat, când după ce s-au numărat voturile din ultima secție de votare, ai un vot în plus pentru peste adversari. Eu cred că vei avea dublu față de adversarii tăi de data asta, pentru că ai cu ce te lăuda în Giarmata. Și mă bucur foarte mult că alături sunt de Claudiu, sunt și ceilalți colegi primari din pe urban. Pentru că toată viața am recunoscut un lucru. De departe, repet, de departe, cel mai implicat ales nu e parlamentarul, indiferent că ne lăudăm, ne candăm pe liste, e primarul. Primarul este omul care își începe campania electorală, e singur. De-a doua zi după ce ales. Implementând promisiunile și proiectele cu care a câștigat. La el merge toată lumea. Că așa suntem noi românii, la șef. Chiar dacă știm că lucruri sunt de competența altora, toată lumea vrea la primar. Așa e țara. Nu putem noi schimba de pe o zi pe alta. Aici lucrurile au început bine, de 4 ani de zile. Și fac o comparație, numai cu localitatea de unde vin, din Săcălați. Și Săcălați s-a dezvoltat foarte mult. Are peste 12.500 de locuitori. Practic, mai mare decât toate orașele din Timiș, în afară de, normal, Timișoara, Lugoș și San Nicolau Mare. Numai că acolo lucrurile s-au judecat invers de către actuale administrații. Prima dată au dezvoltat zone rezidențiale fără apă, fără canal, fără gaz, fără nimic. Astfel de crimă și pedeapsă. În cele două sate aparținătoare, Perexeu Mare, Perexeu Mic, nu s-au auzit de canalizare, nu s-au auzit de gaz, nimic. Nu este cazul la dumneavoastră, unde peste 95% din aceste lucruri sunt rezolvate. Și asta pentru că s-a muncit foarte mult, Claudiu a muncit foarte, foarte mult. Și va avea în continuare de muncit. Asta în condiții grele. Hai să ne uităm la ultimii 4 ani. De aceea sunt bucuros când văd lucrurile realizate de colegii noștri primari. Și nu numai. 2001, pandemie. Nu puteam să ne întâlnim cu nicoarță, știți foarte bine. Greu de condus comunității. După aceea, război în Ucraina. Și ce înseamnă asta? Prețuri duble, triple. La materiale de construcție, la orice. Când ai pornit o investiție, ai pornit-o cu anumite costuri. Unde ai ajuns? Ia apucă, te recalculează și te bădai. Toate astea sunt frâne. Și au fost frâne în care dezvoltări localităților. De aceea estimez atât de mult pe primari. Iar ei și Claudiu le-a rezolvat. Eu cred că poziția foarte bună. Din punct de vedere al inundării, cu căi de acces, aceasta face ca proiectul tău, Claudiu, să fie de departe cel mai important, cel pe care vă urma acum în partea industrial mare. Nu pot să vă dau decât exemplu Oradea. Oradea, față de Timișoara, este un cartier, are 200.000 de locuitori. Dar cu 6 parcuri industriale în care au venit mii și mii de investitori, numai acum ați văzut că deschide Nokia acolo o fabrică de 600 de milioane de euro, da? A făcut atât de mare să fie veniturile, încât se poate permite cofinanțări. Toată lumea spune, da, la fondul european. Dar să știți că și la fondul european, cu finanțări. Ori eu nu cred că ele pot fi rezolvate prin creșterea taxelor și impozitelor asupra locuitorilor din Giarmata sau de oriunde, ci dimpotrivă, prin atragerea către bugetele locale de către unor investitori care ei să plătească dările necesare pentru a putea să dezvoltăm localitatea. Sunt convins că o va face Claudiu, să-l și ascultăm, nu? Că, până la urmă, el și colegii lui atât de frumoși sunt eroi acestei seri. Noi doar am venit să îl sprijinim. Vă garantez că de orice va avea nevoie, noi îl vom sprijini. Fără, și asta am făcut-o în permanență, pentru că atât timp cât am condus un partid, eu îi spuneam partidul meu, partidul primarilor. Și știți asta, da? Așa vom considera în continuare că vor trebui rezolvate problemele. Vă mulțumesc că sunteți atât de mult alături de el. Păi bine sunt floriile pentru ortodoxi. Eu sunt ortodox, dar respect pe toți și de alte confesiuni, rasă mai catolică. Nu toată lumea e perfect. O săptămână mare, liniștită pentru toți, Paște fericite și mai ales multă sănătate. Că dacă aveți sănătate, pare să le ducem noi cumva. Doamne ajută și o seară plăcută. Și vreau să-i aduc aminte, dacă tot a pomenit un prieten drag nostru din Cască. Astăzi, cel de care va vorbi, fratele meu, să zic așa, Sorin Frunzăder, care a primit 64 de ani, dar s-a pus prea repede, nu să-l tinească. Mulțumesc, domnule Blaga. Și dacă domnului Sorin Frunzăverde a fost frică de domnul Blaga, politică, mie să știți că în tot timpul când am fost la Giarmata și în seara asta mi-a fost frică de Oana Gaita. M-a chemat în spate și mi-a zis, în Ghiro, dar nu o să mai calci în viața ta. Și a zis, de ce? Ai uitat să-l prezinți pe cel mai bun primar și cel mai tânăr primar din județ. Domnule primar, vă rog să mă iertați, îmi fac mea culpa. Să știți că există o vorbă la noi în Banat, că cei din urmă sunt cei mai importanți. Și dacă dumneavoastră, cel care ați prolat politica împreună cu Claudiu, vorbiți după un titan al politicii din România, Vasile Blaga, înseamnă că aveți locul pe care meritați și sper ca ușa dumneavoastră să fie deschisă așa cum a fost și când am fost la Giarmata. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, cel mai tânăr primar din județul Timiș, un performer în administrația publică, domnul Ionuț Stănișoiu, care este astăzi alături de noi și sper ca Oana să nu mă bată. Pe dumneavoastră v-am cunoscut datorită Anei și nu m-a văzut și mi-a zis, dacă e ceva pentru cultură, dă-le bani. Mă înclin în fața dumneavoastră și iertați-mă, data viitoare, cu dumneavoastră o să încep. La al 4-lea mandat. Mulțumesc mult. Mi-ați făcut doar treaba mult mai grea, pentru că e greu să vii să vorbești după domnul președinte Vasile Blaga. Sunt deosebit de onorat că sunt astăzi la Giarmata, alături de colegii mei primari din PNL Timiș. Și sunt onorat pentru că vedem în PNL Timiș, cum spunea și colegul Florin Bucur de la Moșnița, cei mai buni primari din periurban. În toate cele 4 localități periurbane vedem cum cresc investițiile și vreau să fac o paralelă vis-a-vis de Claudiu. Acum 8 ani de zile la Ghirodan și am fost cam în acea situație cum a fost el acum 4 ani. Am plătit o primărie cu excedent, cu bani necheltuiți, bani care stăteau în conturi de primărie, după care am pus la treabă. Fix asta face și Claudiu și a făcut timp de 4 ani de zile la Giarmata. Sunt convins că în următorii 4 ani o să se vadă cu adevărat tot ceea ce a pregătit el în acești primi 4 ani împreună cu echipa de consilier PNL și sunt convins că toți locuitorii din Giarmata și Cernadează îi vor acorda sprijinul pentru a duce mai departe aceste proiecte. În ultimile 6 luni, cred că m-a sunat de cel puțin 20 de ori să mă întrebe cum facem să grăbim anumite investiții din Giarmata. E un model și un exemplu de primar care se implică și vrea să ducă comuna lui acolo în top. Mi-e și frică pe de altă parte. Și mă uit în dreapta și în stânga când văd cifrele de pe buget și văd cum cresc an de an. Iar asta dovedește că ceea ce face el și echipa PNL din cadrul Consiliului Local e bun pentru locuitorii din Giarmata. Iar pe termen mediu și lung, localitatea în ansamblu și toți locuitorii se vor bucura de tot ceea ce face el astăzi împreună cu echipa PNL. Mult succes, Claudiu, și sunt convins că după 9 iunie vom avea de discutat multe pentru proiectele comune. Succes! Și eu sunt convins că acest om, Claudiu Mihălceanu, va fi primar. Nu sunt convins dacă o să deschidă ușa domnului primar să-și joacă, dar încerc. Încă o dată, în mii de scuze, nu a fost cu intenție, doar emoțiile sunt la fel de mari și pentru mine, pentru că este extraordinar ca un om să se rămână prieten după ce nu mai ești angajat și să simți că este la fel neschimbat, modest, onest și plin de demnitate. Oameni buni și frumoși, așa cum o fac de peste 30 de ani. Eu, fiind de profesie actor și regizor, am avut ocazia să prezint mulți oameni politici. Dar vă spun sincer că de foarte puține ori am prezentat cu emoție un om care m-a convins din ziua în care mi-am întins mâna în biroul său că prietenia este un lucru necondiționat. Și a fi om este mult mai important decât orice funcție pe care o deții vremelnic. Haideți să arătăm lui Claudiu că nu doar în momentele de după 9 iunie vom fi alături de el, suntem și astăzi. Oameni buni, familie, prieteni și încă ceva, înainte de a-l invita pe Claudiu. O să vă spun ceva, să știți că în sală este cineva care are mai multe emoții decât Claudiu, decât echipa lui, decât oamenii politici, decât primari, decât prieteni. Este familia lui Claudiu. Să rămână, doamnă, și vă mulțumesc că mi-ați întins mâna. Și ați fost singura femeie care mi-a dat o prăjitură gratis, fără să știe cine sunt. Oameni buni și frumoși, în această seară, omul care este și va fi cel care va călăuzi destinele celor din Giarmata și din Cercăteaz, prietenul, omul, primarul și câștigătorul Claudiu Mihălceanu! Eu de asta sunt aici, să te ajut. Da, se aude. Ce să vă spun, oameni buni? Aș începe, în primul rând, să mulțumesc tuturor celor care sunteți aici în sală, domnului președinte Blaga, invitațiilor, domnilor deputați, Șandru, domnul Birtea, prietenilor mei primari. Vreau să vă zic că am ascultat plin de emoții toate mesajele care mi-ați transmis. Pe viitor o să schimbăm clar conținutul. Trebuie să vorbesc primul, să nu mai am atâtea emoții. Dar ești ultima oară când o să vorbești pentru mine, că ești plin de emoții în fiecare discurs și aproape că îmi pierd cuvintele. Dar da, suntem aici. Stimați locuitori ai comunei Giarmata, este o onoare și un privilegiu să stau astăzi în fața dumneavoastră, ca primar al acestei comunități. Înainte de toate, doresc să vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul și încrederea pe care mi le-ați acordat în întregul mandat al meu. Cu fiecare zi care trece, îmi reafirm angajamentul față de această comunitate și dorința mea sinceră de a face tot ce este posibil pentru a aduce progres și bunăstare locuitorilor noștri. Astăzi, în fața dumneavoastră, aproape de finalul mandatului meu ca primar al comunei Giarmata, doresc să reflectăm împreună asupra progreselor și realizărilor pe care le-am înregistrat în acești aproape 4 ani. În ciuda provocărilor și a obstacolelor cu care ne-am confruntat pe parcursul acestui mandat, sunt mândru că am reușit să ducem la îndeplinire în proporție de 90% promisiunile făcute în campania electorală. Nici atunci și nici acum nu promit ce știu că nu se realizează. Sunt un om onest, cu capul pe umeri, nu-mi place demagogia și minciuna. Nu sunt conflictual, ci dimpotrivă. Am considerat că orice dezbatere de idei trebuie să fie constructivă. Asta o să vedeți din partea mea și de aici încolo. Mergând cu mintea la începutul acestei călătorii, îmi aduc aminte de momentele dificile și de provocările pe care le-am întâmpinat. Este important să recunoaștem că mandatul nostru a fost marcat de circunstanțe neașteptate și dificile, precum conflictul din Ucraina și pandemia. Aceste evenimente au impus ajustări de prețuri, ne-a greunat avansarea în toate proiectele pe care le-am avut, însă ne-am concentrat întotdeauna pe menținerea direcției noastre strategice și pe atingerea obiectivelor stabilite. Îmi amintesc și momentele de bucurie și împlinire atunci când am reușit să realizăm un lucru mare împreună. Cu fiecare obstacol întâlnit, am învățat lecții prețioase și am crescut, înțelegând că progresul și dezvoltarea necesită eforturi susținute și angajament continuu. În ciuda acestor provocări, eforturile noastre au fost îndreptate cu fermitate către dezvoltarea infrastructurii esențiale. Nu am pus căruța înaintea cailor, deși poate o astfel de abordare ar fi luat ochi. Dar nu ăsta este scopul. În ultimii ani am muncit alături de echipa mea din Consiliul Local și din Primărie, care revedeți aici și prin sală. Aș vrea să-i mulțumesc. Înțelegând că baza unui viitor solid stă într-o infrastructură durabilă și funcțională. Astfel, am continuat și am inițiat alte proiecte ample de extindere a rețelelor de apă și canalizare, asigurând accesul de servicii de calitate pentru toți locuitorii noștri. Prin obținerea de fonduri externe și gestionarea eficientă a resurselor locale, am reușit să realizăm progrese semnificative în acest domeniu, cu rezultate vizibile pentru întreaga comunitate. Extinderea rețelelor de apă și canalizare în Giarmata și Cernăteasa reprezintă un pas important către creșterea calității vieții locuitorilor noștri. Prin proiecte finanțate din surse diverse, cum ar fi programul Anghel Saligny sau programul național de redresare și reziliență, PNDL2, AFIR sau POIM, am reușit să acoperim o mare parte din necesarul localităților noastre în ceea ce privește infrastructura de utilități. 95% din comună, adică Giarmata și Cernăteasa, va beneficia de apă și canal la finalul verii, când se vor realiza și tranșamentele la magistrală. În total, pentru rețelele de apă și canal, în acești ani au fost câștigați 76 de milioane de lei din fonduri europene, dintre care 30 de milioane de către Aqua Tim pentru comuna Giarmata, iar primăria a alocat 1,5 milioane din bugetul local. De asemenea, investițiile în extinderea rețelelor de gaz și luminat public ne-au adus la nivel normal a unei comunități mari cum este Giarmata. Însă, progresul nostru nu se limitează doar la infrastructura de utilități. Am înțeles că dezvoltarea durabilă și echilibrată a unei comunități necesită și alte aspecte, precum infrastructura rutieră, spațiile verzi și de recreere, educația, sănătatea și cultura. Am dezvoltat piste de biciclete și parcuri pentru a promova un stil de viață activ și sănătos. Parcul Izvor, Parcul Arteză, cu teren de fotbal sau Parcul sportivilor, sunt doar câteva investiții pe acest capitol pe care intenționez să-l dezvolt și în viitor. În paralel, am demarat proiecte ample de modernizare a infrastructurii, asigurând accesul facil și sigur la proprietăți sau mobilitatea în cadrul comunității noastre. Accesele la proprietăți, șanțurile colectoare pentru apa pluvială, dimensionate corect pentru a nu mai fi probleme la orice ploaie, în valoare de 6 milioane de lei, pe o lungime de 12 km până în acest moment și continuăm. 13 stații de autobuz cu alveole pe raza localităților Giarmata și Cernăteasa. Un transport public clar și în concordanță cu cererile cetățenilor. Subvenții pentru navetiști, deși la acest capitol încă ducem un război, de data asta politic, cu conducerea USR a transportului public metropolitan. Însă vom reuși să aducem transportul la nivelul pe care îl dorim. Cartierul Primăverii din Giarmata, de asemenea, a intrat deja în proces de modernizare, prin cel mai mare proiect de infrastructură pe care l-a avut comuna noastră vreodată. Aici se lucrează deja la asfaltări, trotuare și canalizare pluvială. Avem stații de pompare și foraje pentru a asigura calitatea apei. Vom avea un cartier nou cu toate facilitățile. La finalul celor 4 ani de contract, adică în 2027, un contract în valoare de 48 de milioane de lei din bugetul local. În ceea ce privește protecția mediului și utilizarea eficientă a resurselor, am făcut progrese semnificative în reducerea impactului nostru asupra mediului înconjurător. Am depus și câștigat proiecte în tehnologii verzi și în energii regenerabile cu intenția de a reduce consumul de energie și emisiile de carbon. Prin panourile solare, viitorul parc fotovoltaic și sisteme de iluminat public inteligent. De asemenea, a rezolvat o mare problemă a localităților care sunt în plină dezvoltare. Centru de colectare selectivă prin aport voluntar, un proiect finanțat prin PNL în valoare de 4,5 milioane de lei, care va fi finalizat la sfârșitul anului, unde populația poate să arunce deșeurile din construcții și nu numai. De asemenea, investițiile în educație și cultură au reprezentat întotdeauna o prioritate pentru mine și pentru echipa mea. Am alocat resurse semnificative pentru modernizarea școlilor și grădinițelor din comunitatea noastră, asigurând un mediu educațional sigur și atractiv pentru copiii noștri. Am ținut cont de dezvoltarea comunei și nu ne confruntăm cu probleme legate de locuri la grădiniță sau școală. Am sprijinit proiecte culturale și artistice, oferind oportunități pentru dezvoltarea ansamblului Sânziene Bănățene, talentelor locale, promovând tradițiile și valorile noastre comune și am organizat evenimentele noastre de tradiție la nivelul în care am reușit să aducem la oaltă comunitatea în număr foarte mare. Pe latura socială a reușit după mai bine de un an de luptă în instanțe să le punem în funcțiune Centrul de permanență, să investim în dotările lui astfel încât cetățenii comunei să beneficieze de servicii de sănătate la orice oră. Nu am uitat nici de copii care nu au o situație materială bună în familie. Centrul de zi pentru copii Giarmata joacă un rol crucial în prevenirea abandonului școlar și în sprijinirea familiilor în depășirea dificultăților cu care se confruntă. O altă zonă în care în acești ani am investit foarte mult este cea a cultelor. Suntem la Giarmata o populație multiculturală și multietnică, formată din oameni credincioși, de aceea am considerat că fiecare cult religios merită respect în egală măsură. Am renovat bisericile ortodoxe din ambele localități, dar am sprijinit pe cele catolice sau reformate, astfel că astăzi lăcașele de cult din comuna noastră sunt primitoare și îngrijite. La fel am procedat și cu capelele, cele două din Giarmata și Cernăteasă sunt deja reabilitate, iar a treia capelă de la cimitirul de jos va intra în perioada viitoare în construcție. Dragi locuitori ai comunei Giarmata, astăzi, când privim înapoi la realizările noastre și ne gândim la viitorul nostru comun, trebuie să fim mândri de ceea ce am realizat împreună, dar în același timp trebuie să fim conștienți că drumul către dezvoltare nu se oprește niciodată. Avem încă multe de făcut și provocări de depășit, dar cu efortul și angajamentul nostru suntem în măsură să facem față oricăror obstacole. În acest nou mandat mă angajez să continui, să vă reprezint interesele și să contribui la dezvoltarea comunității noastre. Vom continua să lucrăm împreună pentru a face din Giarmata și Cernăteasă locuri în care să fim mândri, să trăim și să creștem familiile noastre. Este important să mergem mai departe cu strategia pentru următorul mandat, când ne vom concentra consolidarea acestor investiții și continuarea lor. Planurile noastre includ îmbunătățirea rețelei rutiere în toată comuna, crearea de noi spații verzi și parcuri pentru relaxare și recreere, iar estetica și aspectul general al localității noastre se află printre prioritățile mele. Ne concentrăm în continuare să atragem fonduri din exterior. În acești 4 ani am reușit să aducem în comună aproximativ 52 de milioane de lei, cu 85% mai mult decât mandatul predecesorului meu. În următorul mandat am stabilit ca prioritate exploatarea unei noi surse de venit, un proiect la care am muncit din greu să-l dezvoltăm, Parcul Industrial. Când am preluat funcția de primar acum 4 ani, această zonă era încadrată doar ca o pășune comunală și aducea 0 venituri la primărie. Însă acum, după ce am reușit să transformăm aceste hectare, vom deveni proprietarii celui mai mare parc industrial din vestul țării. Ce înseamnă acest lucru? Ei bine, în primul rând, vor fi create locuri de muncă în apropierea casei noastre. Mai mult, parcul industrial va aduce venituri estimate la primărie cel puțin dublu față de bugetul actual al primăriei. Acești bani vor fi folosiți pentru a transforma comuna noastră într-o comunitate modernă și prosperă, cu infrastructură de calitate și condiții de trai adecvate secolului în care trăim. și pentru că primăria Giarmata este o primărie deschisă, eu vă invit să vă alăturați eforturilor noastre și să contribuiți cu idei și sugestii de fiecare dată când considerați. În încheiere, doresc să vă mulțumesc încă o dată pentru încrederea și sprijinul pe care mi l-ați acordat în acești ani. Împreună am reușit să depășim multe obstacole și să facem progrese semnificative pentru comunitatea noastră. Vă încurajez să rămânem uniți, să ne continuăm călătoria împreună, cu încredere, pentru că viitorul nostru este în mâinile noastre. Giarmata și Cenăteasc continuă pentru că nu sunt singur, n-am fost niciodată singur, v-am pentru dumneavoastră și echipa de consilieri pe care o invit să vină aici lângă scenă, lângă mine. Vă mulțumesc! Facem și o poză, să știți că am mare încredere în ei și ei în mine și mă bucură faptul că nu știu cum fac, poate și iese, niciodată nu avem probleme când vine vorba de ordinea în lista de consilieri, toată lumea este bine și îmi place foarte mult că avem un scop final să îmbunătățim calitatea vieții la noi în comunitate. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc pentru liniștea care mi-ați oferit-o în acești 4 ani. Vreau să mai mărturisesc ceva. Cum a fost Consiliul Local în acești 4 ani la Giarmata, nu a fost niciodată. Am muncit, am avut liniște și ne-am văzut de treabă. De aceea, 9 iunie, avem nevoie atât de primar cât și de Consiliul Local. Vă mulțumesc încă o dată! Și noi mulțumim Claudiu Mihălceanu și echipei lui și pentru a încheia un spirit realist. Văzului gărit domnului Bunescu, pensie liniștită, iar lui Claudiu Mihălceanu și echipei lui câștigătoare să ducă mai departe tot ceea ce au făcut și ce vor face pentru voi și pentru această comunitate. Claudiu Mihălceanu, actualul și viitor primar al României Giarmata, alături de echipa lui și de oamenii care înțeles că Giarmata trebuie să continue spre bine. Ne vedem în 10 iunie când o sărbătorim ce trebuie să sărbătorim. Victoria acestor oameni minunați, Claudiu Mihălceanu și echipa lui.